Test 1, 2, test. I want to welcome everybody. Vă spun bun venit tuturor. We've had some technical problems at this camp meeting so far. Am avut câteva probleme tehnice în cadrul acestei tabere până acum. So I hope the digital whiteboard will work, but I'm having to use the hotspot to do that, so it may not work. There may be some lag. Sper să funcționeze tabla digitală. S-ar putea să fie mici întârzieri. I've got some notes for this study. Am câteva notițe pentru acest studiu. It's taken from Christ Object Lessons. Sunt din cartea Parabolele Domnului Hristos. Chapter 5. And it begins page 76. Capitolul 5, începând cu pagina 76. The translators should have that information. I've also got a second reference. Mai am încă o referință. Which is August 2nd, 1892. Din data de 2 august 1892. The sermon that was done by A.T. Jones. O predică susținută de A.T. Jones. And it was published in the Advent Review and Sabbath Herald. Care a fost publicată în Advent Review and Sabbath Herald, acea revistă. And I've given the page numbers for everybody. Am notat și numărul paginilor la care poate fi găsită. I've given the page numbers for you. Da, am scris numărul paginii pe tablă. So there aren't any notes. There aren't notes for the Jones article because I've already shared that in the past. It's one that I've used or referenced previously. Nu am trecut acest articol de la A.T. Jones în notițe pentru că am făcut referire la el în trecut și ar trebui să îl aveți deja. So I just want to make reference back to the A.T. Jones article. Am vrut să fac această referire la articolul lui A.T. Jones. This would be the fourth paragraph, but you don't need to know that. Da. Începe de la paragraful 4, dar nu e nevoie să știți asta. In the first three paragraph, Jones is going to quote several Bible verses. În primele trei paragrafe, Jones citează niște versete biblice. I'm going to quote from Matthew and Acts. Citează din Matei și din Faptele Apostolilor. And then in the fourth paragraph, he begins to comment on these verses that he's referenced. Și apoi de la paragraful 4 începe să comenteze aceste versete pe care le-a menționat înainte. So that we understand what the subject is. Și pentru a înțelege subiectul, despre ce e vorba. The title. Titlul. Is the gospel. Titlul este Evanghelia. And there are some sub-questions. Și sunt câteva întrebări, sub-întrebări. What is it? Ce este? And how it works. Și cum funcționează? I've paraphrased the title. Voi parafraza titlul sau am parafrazat and titlul? He's going to discuss what it is. Deci el va discuta ce anume este Evanghelia. And how it works. Cum funcționează. And when he does that. Și când face lucrul acesta. The second bit of how it works. La partea aceasta despre cum anume funcționează. He's going to compare it. El face o comparație, o compară. Does anybody know what he's going to compare it to? Știe cineva cu ce anume o va compara? Good. The mystery of iniquity. Cu taina nelegiuirii. So,
obviously all of us should understand this methodology that he's using here, just in the title. Da, cred că cu toții ar trebui să înțelegem această metodologie pe care el o folosește conform titlului. Define what the gospel is for us. El definește pentru noi ce este Evanghelia. Once he's done that, și după ce face asta, he's going to compare and contrast the gospel to the mystery of iniquity. Compară și contrastă Evanghelia cu taina nelegiuirii. How many people here in the group have actually read this article? I think I brought it to the movement's consciousness several months ago now. Câți dintre voi din acest grup ați reușit să citiți acest articol? Cred că l-am adus în atenția voastră cu câteva luni în urmă. Okay, so for people online, I don't know how many people have studied it, but nobody here in our group has read through this article. Pentru voi care sunteți online, nu știu câte persoane au studiat, dar dintre cei prezenți niciunul nu a reușit. So I'm just going to read, having given that introduction, just a few words from the fourth paragraph. După ce am făcut acum această introducere, vreau să citesc câteva cuvinte din primul paragraf, al patrulea paragraf. All these verses are essential for us to know the full force. Toate aceste versete sunt esențiale pentru noi pentru a cunoaște puterea deplină. The full force of the commission or the work which God has given to his disciples. Forța deplină a misiunii sau a însărcinării pe care Dumnezeu a dat-o ucenicilor. When he says Lord, he's referring to Jesus at this time, in this context. Când zice Domnul, se referă la Isus în acest context. They were to go into all the world and preach the gospel to every creature. Ei trebuiau să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia la orice făptură. They were to go into all the world. Ei trebuiau să meargă în toată lumea. And they were to preach the gospel to every creature. Și trebuiau să predice Evanghelia fiecărei făpturi. Teaching all nations. Să ajungă la toate națiunile. And yet, și totuși, they were not to go until they were given power from heaven. Ei nu trebuiau să meargă înainte de a primi putere de sus. If you go through the sermon, it's really informative. Dacă parcurgeți acea predică, e foarte interesantă. If you took the time to study it and break down some of his ideas, it'd be very informative for people, I think. Cred că dacă v-ați luat timp să o studiați și să parcurgeți câteva idei, să preluați idei, ar fi foarte util. On the surface, it's a very conventional sermon. It's really about Jesus and the New Testament gospel. Așa, dacă o iei doar la suprafață, este o predică foarte tipică, vorbește despre Isus și despre Evanghelie. It's a pretty conventional sermon. Deci este o predică destul de tipică. And I want to now switch to Christ object lessons. Și vreau acum să trec la parabolele Domnului Hristos. So, as we go through chapter 5, you should all be familiar with this to some degree, I hope. Pe măsură ce vom parcurge capitolul 5 și cred că sunteți destul de familiari cu textul, sper. I know it's difficult if you haven't read Jones's sermon. Aș vrea un anumit lucru, dar știu că e dificil dacă nu ați citit predica lui Jones. But if you had read it, you'd be able to compare chapter 5 from Christ Object Lessons. Dacă ați fi citit-o, ați fi putut compara capitolul 5 din cartea Parabolele Domnului Hristos cu acea predică. With the sermon by Jones. Da, cu acea predică a lui Jones. And the classes that we recently did in Slovakia. Și cu prezentările pe care le-am avut recent în Slovacia. All these ideas or concepts all come together.
Pentru că toate aceste idei, toate aceste concepte, toate se leagă. So, my attention got brought to chapter 5. Atenția mea a fost adusă asupra acestui capitol 5. So I was invited to a family worship with some friends, and that happened to be the study that they were doing that day. Am fost invitat la un altar familial la niște prieteni și ei tocmai ajunseseră la acel studiu. And when we read the chapter, it's a pretty short chapter. Și când am citit acel capitol, este un capitol destul de scurt. There were certain thoughts that caught my attention. Sunt anumite gânduri care mi-au atras atenția. That seemed to be in alignment with Jones's sermon and the studies that I've been doing in the last several months. Care păreau să se alinieze cu acea predică a lui A.T. Jones și cu studiile pe care le-am făcut în ultimele luni. So, I think you're all familiar. Așa că cred că sunteți cu toții familiarizați. That I have been speaking for some time now. Sau știți faptul că de ceva timp tot am continuat să vorbesc despre asking the question. Și am pus o anumită întrebare. I've asked it various ways. Am pus această întrebare în diferite moduri. What is a radical feminist? Și am pus această întrebare, ce anume este un feminist radical? Or what is radical feminism? Sau ce anume este feminismul radical? To be honest, I haven't had much feedback from people. Să fiu sincer, nu prea am avut mult feedback de la oameni, nu prea am primit răspunsuri. Much pushback. Sau contraziceri, nici contraziceri nu prea am avut. So, I began discussing this subject in Fiji around April time. Am început să discut acest subiect când am fost în insulele Fiji, cam prin aprilie anul acesta. But those meetings were not recorded. Și acele întâlniri nu au fost înregistrate. So I repeated the study in a shorter form at a later camp meeting. I can't remember where that was. Și apoi am repetat acel studiu într-o variantă mai scurtă la o altă tabără, nu mai mi-amintesc exact care. Does anybody remember what I spoke about with respect to radical feminism or what a radical feminist is? Și amintește cineva ce am vorbit despre feminismul radical, ce am zis, ce anume este feminismul radical? I spoke about reading more on the subject, that we should read more books. I certainly did that. Am vorbit despre faptul că ar trebui să citim mai mult pe acest subiect, să citim mai multe cărți, da? Știu că am amintit asta. Okay. That's all Francisco can remember. Anyone else? Asta își poate aminti Francisco, altcineva? Can you hear me at the back? Auziți acolo în spate? I'll try and raise my voice. Manuel. Remember you compared in contrast with radical feminism with liberal feminism in Brazil. So I compared and contrast radical feminism with, you said, liberal feminism? Yes. Am comparat și am contrastat feminismul radical cu feminismul liberal. Anyone else? Altcineva? Christine? I just remember you asking the class what they thought about was. So I just remember their answers. Okay, so I asked a class, I've asked various classes, what these terms mean to them. Am întrebat atunci în Brazilia și am întrebat și în alte ocazii ce înseamnă acest termen pentru ei. So I know some people in the movement don't agree with what I've stated or what I'm about to state. Și cred că unele persoane din mișcare nu sunt de acord cu ceea ce am afirmat sau ceea ce urmează să afirm. So, when I describe how I see things and you disagree,
când descriu cum văd eu lucrurile și voi nu sunteți de acord. Or agree, whichever. Sau poate sunteți de acord, oricare variantă. I'm going to go back to Christ Object Lessons, chapter 5. Voi merge acum la parabolele Domnului Hristos, capitolul 5. For those who disagree with me. Și pentru cei care nu sunt de acord cu mine. As my apology and defense. Aici se găsește scuza și apărarea mea. So, let me summarize. Deci, dați-mi voie să rezum. I've been asking about what these words mean, radical feminism, for a long time. Eu am întrebat ce înseamnă acești termeni, feminismul radical. Întreb de ceva timp acest lucru. Around April, May time, I began to discuss it publicly, how I viewed it. Și cam prin aprilie, mai, anul acesta, am început să discut public cam cum văd eu lucrurile. People have disagreed with my perspective. Unele persoane nu au fost de acord cu perspectiva mea. And all of that was done before I came across the Christ Object Lesson passage. Și toate acestea s-au petrecut înainte să dau peste acest pasaj din parabolele Domnului Hristos. Which is why I want to discuss that chapter. De aceea vreau să discut acum acel capitol. Then we'd have any questions of where we're going. Are cineva vreo întrebare legată de direcția în care ne îndreptăm acum? So, nobody responded for those online. Da, nimeni nu a răspuns dintre cei prezenți. What I have done in previous presentations. Ce am făcut eu în prezentările anterioare? Is to take these two words, radical feminist. A fost să iau aceste două cuvinte, cuvântul radical și cuvântul feminist. And split the term. Și am împărțit în două această expresie, feminism radical. I've asked what does the word radical mean and what does the word feminist mean. Am întrebat ce înseamnă cuvântul radical și ce înseamnă cuvântul feminist. And the reason why people have disagreed with me, at least one of the reasons. Motivul pentru care oamenii nu au fost de acord cu mine, cel puțin unul din motive. Is because they say that I'm using these terms in a slightly different way than people in the world use those terms. Au zis că eu folosesc acești termeni într-un mod un pic diferit, ușor diferit față de cei din lume. My understanding is different to other experts on this subject, if I can put it that way. Ca și cum înțelegerea mea ar fi oarecum diferită de cea a celor a altor experți în acest domeniu. Okay, what does the word radical mean? Ce înseamnă cuvântul radical? Alyssa? Get into the roots. Să ajungem la rădăcini. Let me know your name, sorry. Sarah. Extreme. Extremă. So the way it's used in modern language, felul în care e folosit în limbajul modern, is to give this connotation of being extreme or being on the fringe. Este pentru a da această conotație a ceva care este extrem, ceva care este foarte la limită. Fringe, on the edge of society. Da, înseamnă la limita societății, deci chiar la margine. So that's what Sarah said. And asta a zis Sarah. Alyssa said root. Și Elisa a zis rădăcină. So, does anybody else have any thoughts? Altcineva are alte gânduri? We'll just go to Sarah for the moment. So Sarah's added to her view, her explanation. Sarah a adăugat la explicația ei. Someone who comments. Cineva care comentează. Someone who gives a commentation on society, did you say? Cineva care comentează legat de societate.
on social reforms. So someone who speaks about social reform. Cineva care vorbește despre reforme sociale. Eva? Eva? Okay, so I'll put rebel. Notez aici și rebel. So, all of those explanations are correct. Toate aceste explicații sunt corecte. What I would like someone to do, ce mi-ar place să facă cineva, if we take 1, 2, 3, 4, dacă luăm 1, 2, 3 sau 4, I'm going to say that 1, 2 and 4 are the same. Voi spune că 1, 2 și 4 sunt același lucru. They give the same idea or concept. Transmit aceeași idee, același concept. So I'd like someone to explain them in reference to number 3. Așa că aș vrea ca cineva să explice acelea trei în referință cu ceea ce scrie la punctul 3. So the definition of the word is number 3. Definiția cuvântului este numărul 3. It's not 1, 2 or 4. Nu este 1, 2 sau 4. But that's how the word is either understood or used. Very often today. Așa este înțeles sau folosit acel cuvânt foarte adesea azi. So I'd like someone to connect those ideas. How do we get from root to an extreme rebel who wants social reforms? Cum mergem noi de fapt de la ideea de rădăcină la cea de rebel extrem care vrea reforme sociale? Who wants to have a go? Cine vrea să încerce? Yeah. One moment. Who was that? Me. Manuel? Yes. It's like I'm going to give an example. In construction, we have to destroy first and then we're going to build. So Manuel has said he's going to give an example. Manuel a zis că va da un exemplu. In order to build, you have to destroy first. Pentru a putea construi, trebuie mai întâi să distrugi. Okay. Yes, in order for us to have a social reform on the issue of feminism, for example, we need to attack the root, which is patriarchy. Okay, so Manuel said if we want to have some kind of change, we have to attack the root, which is patriarchy. Manuel a spus, dacă vrem să vedem vreo schimbare, trebuie să atacăm rădăcina, care este patriarhatul. I can see your hand. I can see your hand. That is correct. Aceasta este corect. But I want us to be careful. Dar vreau să avem grijă. To handle the rules carefully. Să folosim regulile în mod corect. Because when we speak about root. Pentru că atunci când vorbim despre rădăcină. In this context. În acest context. It's not so much about uprooting patriarchy. Nu are atât de mult de a face cu dezrădăcinarea patriarhatului. So I want us to come to a more principled explanation of how we connect these concepts together, how they merge. Vreau să ajungem la o explicație bazată mai mult pe principii legate de cum anume legăm toate aceste concepte la oaltă. So when you give your answer, așa că atunci când dați răspunsuri, I need an explanation how you get from root to extreme.
Vreau o explicație cum anume ajungem de la rădăcină la extrem. How you get from the word root to rebellious? Cum ajungem de la cuvântul rădăcină la cuvântul rebel? Are you going to do that for us, Kathy? Vrei să faci asta pentru noi, Kathy? What we see is the fruit of that particular plant is rebellion, extremism, social reform. So Kathy has said, Kathy has said that the root can be symbolized as a plant. Că rădăcina poate fi simbolizată ca o plantă. And the extremism or rebellion or social reform is the fruit of the plant. Și extremismul sau reformele sociale sunt roadele plantei. Francisco? I'm not going to translate this bit. I think that's what the person meant. Yes. Cred că asta, la asta s-a referit acea persoană, da? Nu voi traduce această parte. Okay, so this will be the last question, then I'll give my thoughts. Răspuns, ultimul răspuns și apoi vă spun și gândurile mele. Christy? So is it not working because the root, which is patriarchy, is not the same as the people that are being extreme and rebels because they're the ones against patriarchy? So Christina said that the root is patriarchy. Christina zis că rădăcina este patriarhatul. And the rebels are the ones that are fighting against it. Iar rebelii ar fi cei care luptă împotriva patriarhatului. So they're in conflict. Deci par să fie lucrurile în conflict. So the way I understand these terms. Modul în care eu înțeleg acești termeni. It says. It doesn't actually say it literally, but a radical feminist. Aici spune un feminist radical. So the radical is, we'll just say it's the woman. Radical, să zicem că reprezintă femeile. She is radical. Ea este radicală. We agree with that? Suntem de acord cu asta? That's how when we say are we radical feminists, we're talking about ourselves, so the woman has become radical. Când vorbim despre feministele radicale, vorbim despre și feminiștii radicali, vorbim despre noi înșine, deci femeia a devenit radicală. So de exemplu, positive or negative? Lucrul acesta este pozitiv sau negativ? So she's positive. Da, ea este ceva pozitiv. So if you just wind back your thoughts, we have to be careful about making root into something negative when it's actually something that's positive or someone that is positive. De aceea, atunci când vă revizuiți gândurile, trebuie să fim atenți să nu facem din rădăcină ceva care este negativ, pentru că e de fapt ceva pozitiv. Victoria? Okay. So, this person, we'll say it's a woman, has become radicalized. Această femeie, să zicem, ca exemplu, a fost radicalizată, a devenit radicală. The problem with the word radical, problema cu acest cuvânt radical, is that it's been hijacked. Este că a fost denaturat sau like furat. That other word that's been hijacked. Ca celălalt cuvânt care a fost denaturat. Which is what? Care este ce anume? Do we guess? Puteți ghici? Woke. Woke, cuvântul woke. The term woke has been hijacked. Și acest termen a fost denaturat, furat. I won't go into the explanation of that. If you're not familiar with it, ask somebody who is. Dacă nu sunteți familiarizați cu acest cuvânt, este la fel și în limba română, atunci
Întrebați pe cineva care cunoaște. This positive person who has now become radical. Această persoană pozitivă care acum a devenit radicală. What have they done? Ce a făcut de fapt? What are they doing? De ce o face? Radical means root. Radical înseamnă rădăcină. So your name? Your name? Lily. Lily. So this person. Această persoană. Is going to see that there is a problem. Va vedea că este o problemă. And they're going to try to understand what the problem is. Va încerca să înțeleagă ce anume este acea problemă. And in order for them to do that successfully. Și pentru ca să poată face asta într-un mod cât mai bun, what did Lily say mai corect, they have to do? Ce a zis Lily că trebuie să facă? Eva? Eva. Oh, sorry, Victoria? Victoria. They have to go to the root of the problem. Trebuie să se ducă la rădăcina problemei. So, the root is something that's positive. Așa că rădăcina este ceva pozitiv. It's dealing with something that is negative. Are de a face cu ceva care este negativ. So when they begin to look at the root of the problem, când începe să se uite la rădăcina problemei, then what happens? Apoi ce anume se întâmplă? Elisa says that they're attacked. Elisa spune că sunt atacați sau atacate. So they're attacked because of the way they view what's happening around them. Sunt atacate pentru modul în care văd ceea ce se întâmplă în jurul lor. They stop following the norms of society or the normal view of seeing things. Încetează să mai urmeze modul obișnuit al societății de a vedea lucrurile. And because they want some kind of change. Și pentru că își doresc un anumit tip de schimbare. And what kind of change do they want? What kind of change does this woman want? Ce fel de schimbare vor? Ce fel de schimbare vrea, de exemplu, această femeie? Who's speaking? Christine? Christine said this person wants rights for everybody. Această persoană vrea drepturi pentru toți. So what they want is a fundamental change. Ceea ce doresc este o schimbare fundamentală. They don't want some adjustment. Nu vor doar așa niște ajustări. They don't want, if we know the word tweak, they don't want some minor change. Da, nu vor doar așa schimbări minore. They want the whole system thought through again from the beginning. Ci vor ca întregul sistem să fie regândit de la început, de la bază. And in order to do that, it demands some significant changes. Iar pentru a face lucrul acesta, este necesar să se facă niște schimbări semnificative. Do men want that change? Vor și bărbații această schimbare sau vor bărbații această schimbare? Most don't. Cei mai mulți nu. Do women want that change? Vor femeile acea schimbare? Same answer. Același răspuns. Some do, but most don't. Unele vor, însă cele mai multe nu vor. And so the people who hold these views that there needs to be, that society needs to be reordered. Așa că persoanele care au această părere că societatea ar trebui să fie reorganizată, they're considered to be extremists. Sunt considerate a fi extremiste. Because they don't fit within the norms of society. Pentru că nu se potrivesc cu normele societății. So hopefully we've explained how we get from the word root to the word extreme. Așa că sper că am clarificat, am explicat cum anume ajungem de la cuvântul rădăcină la cuvântul extrem. And
Number two, social reform is just an example of this, iar not a definition. Numărul doi, reformele sociale sunt doar un exemplu, nu sunt o definiție. So that's the word radical. Aceasta era legat de cuvântul radical. And what does feminism mean? Și acum să vedem ce înseamnă feminismul, cuvântul feminist. If you're a feminist. Ce înseamnă să fii feminist sau feministă? Jim, could you repeat that? So a feminist is someone who believes that a woman should have the same rights as men. Un feminist sau o feministă este o persoană care crede că o femeie trebuie să aibă aceleași drepturi ca un bărbat. Do we all agree with that? Suntem cu toții de acord cu asta? So if we agree with that, dacă suntem de acord cu asta, Victor, why do we use the word feminine, which means woman? De ce folosim cuvântul feminin, care se referă la femeie? If it's about equality. Dacă este de fapt despre egalitate. If you don't understand the question, I can repeat it. Dacă nu înțelegi întrebarea, pot să o repet? You're not sure? Nu ești sigură? Gloria? Gloria? I know you didn't. Știu că nu ai ridicat mâna. My question is. Întrebarea mea este. Jim said, feminist or feminism means. Jim a zis, feminist sau feminism înseamnă. Women are equal to men or have the same rights. Women have the same rights as men. Că femeile trebuie să aibă aceleași drepturi ca bărbații. So why did they use the word? Why is that term a gendered term? Why not say radical equalist or radical equalist? De ce acel termen este unul de genul feminin? De ce nu s-a folosit un termen care să se refere la egalitate, să zicem radical egalitarieni sau egalitarism? Go ahead. So Gloria said the term is used because women in the society in which we live. Gloria a zis că acest termen e folosit pentru că femeile în această societate în care noi trăim don't have the same rights as men. Nu au aceleași drepturi ca bărbații. Sarah? She said a movement to empower women. Ea a spus, e o mișcare care vrea să împuternicească femeile. Anybody else? Altcineva? Okay, so we all know what this means. Noi știm cu toții ce înseamnă lucrul acesta. I think. Black Lives Matters. BLM. Da. Viața negrilor contează. So, what does BLM mean? Da, deci de la ce vine? Black Lives Matter. So several people have said Black Lives Matter. Da, mai multe persoane au dat acest răspuns, Black Lives Matter. But it actually means. Dar de fapt înseamnă. Black Lives Matter as well. Viețile și viețile negrilor contează. As white lives. Sau contează la fel de mult ca viețile albilor. Asta se subînțelege. That's what it means, isn't it? Asta înseamnă, nu-i așa? That's what you're going to say, Christy? Asta vrei să zici, Christy? So we all here agree that that's what BLM means. Da, noi cu toții suntem de acord că asta înseamnă Black Lives Matter. And the problem is in the title. Dar problema este cu denumirea, cu titlul. Because what is it, what's the key word that's used there? Pentru că în această sintagmă, care este cuvântul cheie? Black. Cuvântul negri. Which is not an inclusive term. Care nu este un termen inclusiv.
It doesn't say all lives matter. Nu spune toate viețile contează. Human lives matter. Sau viețile oamenilor contează. It says black lives matter. Și spune viețile negrilor contează. And that's the same reason why this word that we have here, feminist, is a gendered term. Și este din același motiv pentru care în este folosit și cuvântul feminist. Because it's a statement. Ceva legat de gen, pentru că vrea să fie o afirmație. Not just that women are undervalued. Nu doar despre faptul că femeile sunt evaluate mai slab. That women inherently have the same rights that are afforded to men. Ci vrea să fie o afirmație despre faptul că femeile prin naștere au aceleași drepturi care sunt date and bărbaților. Like, in the second statement about Black Lives Matter. Și la fel ca și în acea a doua afirmație despre Black Lives Matter. What's that statement making when it comes to black lives? Ce afirmă acel lucru când vine vorba de viața negrilor? Ce spune acea afirmație? Christy said that they're not treated equally. Christy a spus că ei nu sunt tratați egal, în mod egal. Sarah? Black. So we're on Black Lives Matter. So you're saying Black Lives. Vorbim despre Black Lives Matter. You don't know now. Nu mai știi ce ai vrut să zici. This Black Lives Matter concept. Acest concept că viața negrilor contează. Why is it framed in this way? De ce e formulat în felul acesta? Because it's making a statement. Pentru că face o afirmație, de fapt. I'll reframe my question. Voi reformula întrebarea mea. If we were to divide the world into two, dacă ar fi să împărțim lumea în două, half the world have been cancelled, haven't they, in that statement? Jumătate din oamenii de pe planetă au fost practic lăsați deoparte în acea afirmație. Who's been cancelled out of that? Cine au fost anulați din acea afirmație? Eva? All the white people, everyone that's not black. Toți albii sau toate persoanele care nu sunt de culoare neagră. They're just not part of that statement. Ei nu mai fac parte din acea afirmație. The question is why? Întrebarea este de ce? Why have they been excluded? De ce au fost acele persoane excluse? I asked the same question a couple of ways. Sometimes people don't get it the first time. You go to whichever one version of question you like, but they're the same question. Am pus aceeași întrebare de mai multe ori, mai multe feluri, pentru că unii nu înțeleg într-o anumită formă și uneori înțeleg poate în altă formă mai bine. Why is it framed as Black Lives Matter? Not only are they not treated equally, they're treated worse because, like, they're always being arrested. And I'm going to stop you. Your answer was because they're not treated fairly. Răspunsul tău a fost pentru că nu sunt tratați în mod drept, în mod corect. So, my understanding is. Înțelegerea mea este. That either everybody knows. Că fie toată lumea știe, or there's an unwritten code, sau este un fel de cod nescris, that the life of a white person matters. Faptul că viața unei persoane albe contează. Period. Punct. Whether white people are willing to admit that or not is irrelevant. Fie că persoanele albe sunt dispuse sau nu să recunoască lucrul acesta, este irelevant. To the framers of this title. Pentru cei care au formulat această sintagmă Black Lives Matter. They say it's a fact that the life of a white person
matters. Ei spun, faptul că viața albilor contează este un fapt de la sine înțeles. And because their lives already matter, și pentru că viața lor deja este considerată ca importantă, contează. Everything in society is framed around their needs. Totul în această societate este conturat în jurul nevoilor albilor. It would become redundant. Și ar fi ceva redundant. Bordering on a tautology. Da, la margine cu tautologia. To say that everybody's lives matter. Să spui faptul că viața tuturor contează. Because everybody would mean white people or include white people. Pentru că toată lumea ar s-a referi la cei albi sau i-ar include pe cei albi. And their lives already matter anyway, so there's no point in saying it. Și viața lor deja contează, deja e luată în considerare, deci nu e nevoie să faci o astfel so de afirmație. If we take that concept of feminism, așa că dacă aplicăm același concept, aceeași raționament la feminism, or the word feminine, sau la cuvântul feminin, it uses a gender term, se folosește acest termen care face referire la gen, because everybody knows, pentru că toată lumea știe, that men's lives already matter, că viața bărbaților deja contează. Toată lumea știe deja asta. More and women's lives matter less. Nu e vorba de faptul că a bărbaților contează mai mult și a femeilor mai puțin, nu despre asta e vorba. Say, we already know their lives matter. Ci e o afirmație care spune noi știm deja că viața lor contează. And this statement or this ideology says that women's lives matter. Și această afirmație sau această ideologie vrea să afirme că viața femeilor contează sau și a femeilor. So, if we're in agreement with what the term radical feminist is, dacă suntem de acord cu ceea ce înseamnă acest termen feminism radical sau feminist radical, we can see that both men and women can be feminists. Putem vedea că atât bărbații cât și femeile pot să fie feminiști sau feministe. Because everybody can stand up and say black lives matter. Pentru că toată lumea se poate afirma acest lucru, viața negrilor contează. You don't have to be black to make that statement. Nu trebuie să fii negru ca să faci o astfel de afirmație. So, if we understand what a feminist is, așa că dacă înțelegem ce înseamnă să fii feminist, we all understand that you get different types of feminists. Înțelegem cu toții că sunt diferite tipuri de feminism. And this movement has gravitated to this type of feminist that is called radical, that goes to the roots. Și această mișcare s-a îndreptat spre acest tip de feminist care este numit radical, care înseamnă că merge la rădăcină. Does anybody want to make a comment? Or have a question. Vrea cineva să comenteze ceva sau are vreo întrebare? Gloria. For the example that you gave in your past presentation of comparing liberal and radical feminists in April about the lion and the rabbit. So, Gloria's asked me to go back to a previous presentation. Gloria cere să mă întorc la o prezentare anterioară. To compare two types of feminists. Când am comparat două tipuri de feminism. Which I think is important to do. Ceea ce cred că e important să facem. I can't remember the example that you're referring to. Nu mi-amintesc acel exemplu la care faci acum referire. Okay, I think I understand briefly. Manuel. Yes, I was thinking about service tautology. Then, when we say gender equality, we are that has a parallel to all lives matter, right? Because we are including. I need to translate or repeat what you've said. Oh. What's your thought you're saying?
Trebuie să traduc ce ai zis, ce, ce ai vrut să zici mai exact. Gender equality, is that a tautology? So the question is the term gender equality a tautology? Întrebarea este dacă expresia egalitate de gen este o tautologie. Sam, are you saying no? Or is you, no, your brother? I don't know your name, sorry. Zach. I think Zach said you said no. Zach a zis că ai spus nu. Or were you just shaking your head? Sau doar ai dat din cap? Okay. So I don't think it's all tautology, no. Nu cred că este o tautologie, nu. No, I don't think it is. So what? People aren't just black or white, they're on a continuum. So Suellen has said, when we talk about Black Lives Matters compared to feminism. Suellen a zis, când vorbim despre Black Lives Matter comparat cu feminismul. Everybody's on a spectrum. Toată lumea e pe un spectru. Gender, we have learned that gender is also on a spectrum. And so we know that gender is also on a spectrum. Și știm de asemenea că și genul se află tot pe un spectru. And what point would you like to make about that? Or is that the point? Și ce anume vrei să evidențiezi? Sau asta era ideea pe care ai vrut să o arăți? Equality includes, you know, LGBTQ. So she's making the point that it's not just about women, it includes people who are LGBTQ. Ce a vrut să puncteze este că nu e doar vorba despre femei, ci include și persoanele care sunt LGBTQ. I think we'd all agree with that. Și cred că cu toții suntem de acord cu asta. So we've spoken about radical. Am vorbit despre radical. And we just want to have a quick look at liberal. Și vrem doar să ne uităm rapid la liberal. What's a liberal feminist? Deci ce este un feminist liberal sau o feministă liberală? I've spoken about it before. Some people here have mentioned it. Am mai vorbit despre asta înainte. Unii au chiar menționat lucruri. What does a radical feminist want? Ce vrea un feminist radical sau o feministă radicală? We've already answered it. Well, I think, you know, a radical feminist wants to go to the roots and actually... Let's just try to use the phrases that we have here. Haideți să încercăm să formulăm pe baza lucrurilor pe care le-am notat aici. Deconstruct the patriarchy, destroy... Okay. So, Sarah? Fundamental change? I'm at the back. O schimbare fundamentală. I'm going to say radical feminist want number two. Eu sunt de părere că feminismul radical vrea numărul 2. Just simplistically, they want social reform. Așa, la modul cel mai simplist, putem spune că vor reforme sociale. I'm not discussing the degree or the mechanism for that reform. Nu vorbim acum de gradul în care vor acest lucru sau mijloacele prin care vor să realizeze acele reforme. So, I'm not going to translate that because I just want to get there in a second because I want to ask one question first. Nu voi traduce ce ai spus pentru că vom ajunge imediat la acea idee, doar vreau să punem mai întâi o altă întrebare. I'm going to put number two. Voi nota aici numărul 2. Which is social reform. Reforme sociale. That's what the radicals want. Asta vor cei care sunt radicali. Does anybody disagree with that? Este cineva on the same page? Care nu e de acord sau nu? Suntem cu toții de aceeași părere.
We haven't defined what liberal is. Nu am definit ce înseamnă liberal. But tell me what you think liberal feminists want. Însă spuneți-mi ce credeți că vor cei care aparțin feminismului liberal. Isabel? What do they want? Ce vor? So you said that they want to work with the system. Tu ai spus că vor să lucreze cu sistemul. I don't think they want to work with the system. Nu cred că vor să lucreze cu sistemul. They may do that. Fac asta, probabil că fac asta. But what is it they actually want? Însă ce vor de fapt? Elisa. Elisa. They want exactly the same thing. Vor exact același lucru. Number two. Numărul doi. Which is social reform. Reforme sociale. So my understanding is both types of feminists want exactly the same thing. Înțelegerea mea este că ambele tipuri de feminism vor exact același lucru. So I'm going to repeat what Sarah said in a moment. În câteva momente voi repeta ce a zis Sarah. Just want to make sure that we all are okay with those definitions or the goals. Vreau doar să mă asigur că suntem cu toții în clar cu aceste definiții, cu acest scop pe care îl au. Dacă suntem de acord cu asta, then we would want to ask a couple of questions. Atunci am vrea să punem câteva întrebări. How? Cum? And the degree. Și măsura, gradul în care vor să facă anumite lucruri. Why? Ar trebui să punem și întrebarea de ce? So tell me, there's three questions I've put here. Sunt trei întrebări pe care le-am pus aici. That we should ask ourselves, or perhaps ask ourselves. Pe care ar trebui să ni le punem. Sau poate ni le-am pus deja. What we're doing now is comparing and contrasting these two views. Ceea ce facem acum este să comparăm și să contrastăm aceste două perspective. Is how a legitimate question? Este cum o întrebare legitimă? Hands up. Ridicați mâna. Hands up if it's not. Ridicați mâna dacă considerați că nu e. It's a good question. Da, suntem de acord că este o întrebare bună să ne întrebăm cum vor să realizeze the degree of social reform. Reformele sociale și măsura în care vor să realizeze, gradul în care vor să aplice acele third reforme. One, considerăm why? Că este validă o astfel de întrebare. Good question. Iar a treia, de ce? Only one or two people said yes. Doar una sau două persoane au spus de ce și răspunsul este no. Nu. Why no, Gloria? De ce spunem nu? Nu trebuie să punem întrebarea de ce? Because what we're doing is pentru că ceea ce noi facem este comparing the two. Să comparăm cele două. And if they both want the same thing, și dacă ambele vor același lucru, why won't do anything for us? Întrebarea de ce nu ne ajută cu nimic. Were you going to say anything different, Victoria, or pretty much that? So Victoria was going to say the same. Victoria vrea să zică același lucru. I want us to be clear why this is a bad road to go down, the why. Vreau să ne fie clar de ce este un drum greșit, o cale greșită pe care am putea să pornim dacă ne întrebăm de ce. Dacă vrem să înțelegem because de ce. It won't yield any fruit if we go down that path. Pentru că dacă mergem pe acea cărare, nu ne va da niciun rezultat, niciun. So, we'll go to the two questions, how
and the degree. Așa că vom merge la cele două întrebări, cum și măsura în care. And Sarah has said, și Sarah a spus, that when you look at the liberals, că atunci când te uiți la liberali, tell me if this is okay, work within the system. Aceștia lucrează în cadrul sistemului. What you said? Asta ai zis? We're not asking what they want. Nu spunem ce vor, nu întrebăm ce vor. You said that this should be modify the system. That was what you've just said. Tu ai spus că încearcă să modifice sistemul, asta ai spus. But I thought, dar eu am crezut, the word reform means modify. Dar eu am crezut că faptul că vor reforme implică faptul că vor să facă o modificare, o schimbare. Reform. Reformă. Change the form. A schimba forma. And the prefix re means to modify the form. Da, prefixul re înseamnă că vrea să modifice forma. So that's not the how. Deci asta nu ține de cum. That's actually what they want. Da, pentru că asta vor, asta încearcă să facă. So how do they modify society is the question. Întrebarea este cum încearcă să modifice societatea. And I thought you had said that the way they do it is that they work within the system. Și am crezut că ai zis că modul în care o fac este prin a lucra în cadrul sistemului. But I'd misunderstood. Sau am înțeles greșit? Victoria. Victoria. I still want to make sure that we all understand what liberals want and how they go about doing it. Vreau să ne fie clar la toți ce vor liberalii și cum încearcă să ajungă la aceasta. Are we okay with that reasonable definition? I think it's reasonable. They work within the system. Suntem cu toții de acord cu asta, că lucrează în cadrul sistemului. Which means, ceea ce înseamnă, their goal is not to destroy or break the system. Faptul că scopul lor nu este să distrugă sistemul. They may say, I would use the word pretend, that their end goal is to break the system. Ei ar putea să spună sau să se prefacă că scopul lor final este să distrugă sistemul. John Bunyan said it's like a fading mirage. Și acum a zis John Bunyan, este ca un miraj care tot dispare. It doesn't translate well. A, nu se traduce chiar bine. Ok. The degree. Gradul în care. How much change, how much social reform is there going to be? Cât de multă schimbare, cât de multă reformă socială vor să obțină cei liberali. Partial. Parțială. Victoria? Victoria. Not much. Nu prea multă. Francisca? So there's going to be a compromise. Vor face compromisuri. Okay, so I'm going to use the word limited. Hopefully that encompasses all your thoughts. Voi folosi cuvântul limitat. Sper că asta cuprinde toate gândurile pe care le-ai enunțat. And I'm going to add the word incremental. Și voi adăuga cuvântul incremental. Stepwise change. Schimbări mărunte și înțelepte. Okay, so if that's what liberals do and how they operate, dacă asta fac liberalii, așa acționează ei. Go, Victoria. So Victoria says the radicals work against the system. Victoria spune radicalii lucrează împotriva sistemului. Anybody else? Altcineva? Really? Okay, so we're brainstorming here. So someone said against.
Cineva a spus împotriva. And someone said outside. Cineva a spus în afara. That was Victoria and Lily. Victoria și Lily. Sarah? You going to say the same? Which one were you going to say? Outside. Zach? I don't hear that very well. Underneath. Undermine. Submina. A submina sau? I'm going to say undermine means, I'll put it down, undermine means against, I think. Submina înseamnă de fapt a fi împotrivă. Altcineva? Okay, so we've got this word. All of these are synonyms. A distruge, toate aceste cuvinte sunt sinonime. I want us to give, not a synonym, something, a different concept if you've got a different thought or idea. But synonyms are all going to be saying the same. Dacă mai aveți un alt gând, un concept diferit, sinonimele spun de fapt același lucru. Okay. Yes, this is how. Da, vorbim how despre they go cum. About social reform. So we've got, they fight against the system, undermine the system, destroy the system, or they work outside of the system. Cum încearcă să obțină aceste reforme sociale și avem răspunsurile, lucrează împotriva sistemului, subminează, distrug sau vor să lucreze în afara sistemului. Sorry, we'll go to Sam and then David. So they want a new system. Așa că vor un sistem nou. But that's, we're back here to the reform. Dar ajungem înapoi aici la reforme. So we know they want to reform the system or have a new one. Știm că vor să facă o reformă în sistem sau să aibă un sistem nou. And the question we're asking is how they go about doing that. Iar întrebarea pe care o punem, cum anume încearcă să facă lucrul acesta. And people basically says they destroy it or they work outside it. Și oamenii, adică persoanele practic au răspuns că vor să îl distrug sau să lucreze în afara sistemului. David. So David said they're going to create a new one. David a spus că vor crea un sistem nou, which is almost the same as destroy the old one. Care de asemenea implică a-l distruge pe cel vechi. So, well, well, I was going to say replace, but that sounds a little bit like recreate. Yes. So am vrut să zic să înlocuiască, dar mi-am dat seama că înseamnă același lucru ca a crea un nou sistem. Chrissy? Is your question based on what they have been doing or what they want to do sometime in the future? Întrebarea ta? So Chrissy's question was, am I talking about what they've done in the past up to this point or what they want to do in the future? Întrebarea lui Cristina a fost dacă eu mă refer la ceea ce au făcut în trecut sau la ceea ce își doresc să facă în viitor. So, I thought you were a radical feminist. Am crezut că voi sunteți feminiști radicali sau feministe radicale. When you say them, you mean you. Așa că atunci când spui ei, te referi la voi, pe cine there incluzi. There are famous people all across the world. Sunt oameni renumiți peste tot în lume. But most people are nobodies. Dar cele mai multe persoane sunt nimeni, deci sunt, nu sunt personalități cunoscute. But they, if they claim the title, they should all be doing the same thing. Însă dacă pretind un anumit titlu, înseamnă că ar trebui să facă cu toții același lucru dacă se pretind a fi ceva anume. So it's still, we could still answer the question how they would go about doing this. Așa că putem să răspundem la această întrebare, cum anume încearcă să facă aceste lucruri, aceste reforme sociale.
În cazul nostru, noi... So Christine says we're going to change the mindset. Noi încercăm să schimbăm mentalitatea celor din jurul nostru. Eva? So, asking for human rights. A cere drepturile omului sau drepturi egale. Is social reform. Asta înseamnă reforme sociale. That's what you want. Asta doresc. So, you said, that if I said how. Și dacă spunem cum, dacă le întrebăm cum. You said ask for it. Tu spui să ceară acele reforme. So do you think radical feminists would just ask for something? Crezi că feministele radicale sau feminiștii radicali pur și simplu vor cere un anumit lucru, ar trebui doar să ceară? Okay, so I'm running out of time, so I go to Victoria. Timpul se scurge, voi merge la Victoria acum. Start again. I'm not going to translate what Victoria asked, but these are all the words that I've got here on the board. Voi traduce ce a întrebat acum Victoria, dar toate cuvintele care sunt aici pe tablă are all words that people have given me. Sunt toate cuvinte pe care voi mi le-ați spus. We haven't brought them together to try to get a picture of what it really, of what the how really is. Încă nu le-am legat toate la oaltă pentru a încerca să înțelegem cum anume funcționează acest... Care este răspunsul la întrebarea cum Elaine. Vor să facă? Uproot means destroy. Să dezrădăcineze înseamnă să distrugă. Sarah. Sarah. I'd like a general concept that's different to what we've got on the board. Aș vrea un concept diferit, care să fie diferit de ceea ce avem deja pe tablă. Trip the system. I can find trip somewhere here. Să păcălească sistemul. Da, este tot cumva un sinonim cu ceva ce deja este pe tablă. Live it in our own lives. Să trăiești în viața proprie. If I change my life, dacă eu îmi schimb viața, that's going to go to the root of what's wrong in society. Asta va merge la rădăcina a ceea ce este greșit în societate. Do you think? Crezi? So, if you change your life, Sue Ellen, dacă tu schimbi viața, faci schimbări în viața ta, Sue Ellen, and everyone else is ignoring you, și dacă toată lumea te ignoră, which they are. Ceea ce fac, de fapt. How's any change happened? Cum produce asta vreo schimbare? You do or you don't. Are efect. So, does that da mean sau nu? When you speak, people change? Asta vrea să însemne că atunci când tu vorbești despre ceva, oamenii se schimbă? They're not changing or they are? Deci, se schimbă sau nu? Okay. So, Sue Ellen says it's like spreading the gospel. Sue Ellen spune că este ca și când răspundești Evanghelia. If she changes her mindset, other people will as well. Dacă ea schimbă mentalitatea, și alții își vor schimba. So I think she said personal influence. Și cred că ea a spus influența personală. Everybody on that side done? Toată no synonyms lumea anymore. A terminat. Nu mai spunem alte sinonime.
Oh. Oops. Sorry. Zach, you had something to say? Zach, ai vrut să spui ceva? Oh, the reason is because it's frozen. No, it's, I don't know why it's frozen. It's on Zoom, it's not frozen. For the translators, I haven't said anything yet. We've got some technical problems. A fost câteva probleme tehnice. Sorry about that. We've got the word create. Avem cuvântul creat. Anyone else before we close? Altcineva înainte să încheiem? Agitate. Educate. A educa. So you want to educate people. Spui că vrei să educi oamenii. I think that's the same as personal influence. Cred că asta înseamnă același lucru ca și influența personală. Anyone else? Altcineva? And the word how. First you voice your needs or wants or things like that. And if that doesn't come to pass, then you go with whatever's been done in the past. Some people have been marginalized and protest or. So first you ask, and if you don't get what you want. Prima dată ai spus că prima dată ceri, dar dacă nu primești ceea ce ceri. You protest. Protestezi. Do you agree that protesting is fighting against the system? Ești de acord că a protesta înseamnă să lupți împotriva sistemului? Sorry? Depends to what degree. Whatever the degree is, it's going against the system. Depinde de gradul în care se face protestul. Indiferent so de grad, crezi că este împotriva sistemului? It ends up protesting becomes a synonym of against. Pentru că a protesta ajunge să fie un sinonim cu a fi împotrivă. Okay, so I'm going to stop here. Ne vom opri acum aici. Because I think we've pretty much exhausted all the ideas that you could think of. Pentru că cred că în mare am epuizat toate ideile la care ne-am fi putut gândi. So I'm going to, I want to summarize some thoughts. Așa că la încheiere vreau să rezum câteva gânduri. And I apologize that it's not scrolling on ITV. We'll have to work that out. So I'm going to summarize. Deci voi face un rezumat. Voi face un rezumat. A lucra în afara sistemului. Work against the system. A lucra împotriva sistemului. Seek to destroy the system. A căuta să distrugi sistemul. Maybe use your personal influence to educate people. Să-ți folosești influența personală pentru a educa pe oameni despre feminism. Care ar fi același lucru cu a schimba mentalitatea oamenilor. So, if that's a summary of how, dacă aceasta este un rezumat la întrebarea cum, as we close now, acum la încheiere, think to yourselves, are these the definitions that you would use to define the word radical? Gândiți-vă dacă acestea sunt definițiile pe care le-ați folosi pentru a defini cuvântul radical. Did any of these things get to the root of the problem? Este vreunul din aceste lucruri care ajunge la rădăcina problemei? Okay, let's close with prayer. Haideți să încheiem cu o rugăciune. For those who are joining online, I'll be presenting again tomorrow at the same time. Pentru cei care se alătură online, voi prezenta mâine din nou la aceeași oră. Pray. Să ne rugăm. Holy God, we thank you.
Dumnezeule Sfânt, îți mulțumim your goodness and your mercy towards us. Pentru bunătatea și mila ta față de noi. Each of us individually and collectively. Fiecare dintre noi, la modul individual, dar și ca grup. Seek for a clearer understanding. Căutăm o înțelegere mai clară. Of what it is you expect of us. A ceea ce aștepți tu de la what noi. What you're asking us to do. Ce aștepți ca să facem? As we go through this camp meeting. Pe măsură ce parcurgem această tabără. May you continue to reveal your will for us. Te rugăm continuă să îți descoperi voința ta. Jesus' name, pentru amen. Noi. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin. I believe we're coming back together in about 15 minutes. Ne întâlnim din nou peste 15 minute. I want to thank everybody.